La 6 avem întâlnirea, dar până atunci dați și să nu intrăm într-un live, să facem un battle, să ne jucăm cineva să se amuze. Cineva să vorba și aia. Așa, tia.k22, mulțumesc pentru coroniță. Tăpărici. Haideți să ne tăpăm, să fim fericiți și veseli și întotdeauna să fim acum. Zi salut Valeria, salut Valeria, Shartimud, mulțumesc pentru trandafir. Joacă cu Robert, Marius, Ciupaciups, cred că, nu știu. Tăpăm. Niște bani să mai facem. Bani, da. Evrici, dolari. Așa, dar nu, așa. B, M, V, S, 7, 8, așa. Danielăcica, mă cucerești cu rodiile tale, cu granatele tale, mulțumesc. Multe știri azi despre tine. Ele sunt de 3 zile la rând, lăsați-le, că încă 2 zile să mai dureze. Și pe urmă spătolească și ele vorba și... Lencic, 985, noroc Emilian. Bologna, noroc, 420 de oameni. Buongiorno Emilian, ciao. Daria Daniel, Mihail, cred. Danemarca. Salutare de la mic și până la mare. Berlinul te salută. Ce mașină ai? Mașină Toyota, așa, o Toyota, că o veni Crivoruc, все, puterea este în mâinile noastre. Crivoruc, dă să facem un battle cu tine și vorba și ea să pierzi. Că dacă câștigi, apă, tapăm record. Bună, iubi, bună! Un talent rar, succes în continuare din Danemarca, noroc, sau tăi din Florești. Așa. Salutări și Ciprului. Ciprule, Maria ta, Ciprule, măi, ia n-arată apa ta, măi. Salutări din apartamentul on top. Noroc vecina, dar... Da, și număr la apartament ai, ca să știu. Noroc M5, noroc. Bidi Beach. Dubăsarii vechi, salutări, ce faci Dora? Dora nu știu unde, am unus Dora, am unus Emiliano. Cu mare plăcere, numai nu acum. E da, Crivoruc, ca să anunț din timp, nu, prin surprindere. Că voi din timp v-a anunțat șacalașii, ăștia care ați vârlă cu lei și cu tigri și cu top life și cu toc life. Așa că amu. Că lumea nu-i pregătită. Dar așa ne pregătim, ne încărcăm conturile cu dolari, cu evrici, cu lire sterline. Când facem Michel Justin ședință foto, depinde care. În grâu de șala cu chele am făcut, dar și-ai văzut că nu plouă din cauza mea. Vicența, ce faci? Da, ce fac? Ai făcut $1,000 din TikTok. Am făcut mai mult de $1,000 din TikTok. Dar ce fac? Sunt la casa pe care l-am cumpărat-o, care nu mai este doar o gropișoară. Așteptăm să vină nașul părinte, domnul Maxim Melinti, și să sfințim locul ca să ne putem apuca cu inima împăcată, fără răutăți, fără ranchiune, fără știți. Și curat în fața Domnului să ne apucăm deja de ridicat și Izaia, mami, scuză-mă, nu știu cine ești, nu pot să intru cu tine, nu știu, bă. Ai intrat cu mașina acolo, da, cam cu mașina. O, dar chiar e o idee foarte bună să fac acolo un covoroc cu mașina. Salutări din Israel. Da, preotul de la voi, de la Ghidighi. Preotul de la voi de la Ghidighi este unul din puținii, chiar poate chiar unicul preot care
am cât de cât încredere în el ca și om în primul rând și după care ca și preot, că nu... Și după care ca și preot, că nu te obligă, nu știu ce să faci, nu te amenință, dacă nu știu la biserica păi să arzi în iadă. Adică, din punctul meu de vedere, este saltări din negrini. Un preot cu picioarele pe pământ și un preot... Nu e vorba de pregătire, pur și simplu n-am posibilitatea să intru în live, dar și eu am posibilitatea. Bagă-și tu acolo live și gata și... Ești, sau ești, tu ești amunanioarele, am înțeles că vă rog, s-o. Salutări din Orhei. Puiu 2 na 3, noroc. Luminiță A. Dumnezeu să vă păzească și să vă ajute. Fan Emilian, mulțumesc pentru trandafir. Ești tare bravo, deștept și de ajutor. Dă mai și să intrăm într-un battle. Nu-i nimeni din oamenii care cât de cât... Îi cunosc, blin, nici unul nu mai ți închepă. Azi dimineață te-am văzut la calea ieșilor M5. Da, 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 azi, asta noapte am dormit pe la telecentru, pe acolo. Ieri am fost la Tirolian, cool video, mulțumesc pentru trandafir. Care de johi? Ți-ai minte să ține foto cu... Da, cum? Nina avea 12 ani. Ochii din ireas. Ți-ai minte, Doamne! Reunul Cantemir. Ai văzut Iuliana și-a luat Porsche Cayenne? Da, Doamne, am văzut, n-am putut dormi două nopți, sincer. Îmi întreabă pe Dora de ce mi-a băut vinul la festival. Cristina, tu erai cu paharul și al de... Da, era și Iseti, Mitica, voi tăți chiuieți... Emilian, te admirăm foarte mult, ești... Olecica, mulțumesc pentru 200 de trandașiri, 22, că nu-ți pasă de gură, nu că nu-mi pasă, mă doare fix într-un loc, eu am cărarea mea, știți, ca trenul. Trenul, din moment ce are șinile astea, el deja știe direcția, gata, el nu se mai... Dacă eu mai duci și în stânga și în dreapta, trenul meu îi chică vagoanele, știți, și ajung fix într-un loc. Nu, lasă oamenii, eu deja mi-am învățat lecția, știți că eu nu dau niciun feedback în ultimul an, chiar aș spune. Nu mai dau niciun feedback la niciun fel de răutăți, pentru că din moment ce le dau un feedback, ei deja fac din asta încă eveniment, și cât de cât să mai vorbește și despre ei. Și despre valorile pe care le au ei. Așa că... Rău tare internet, dar... O, Crivoruc, tu și... Tu câtătul? Eu am uia sfințesc locul de casă, sau tu vrei să... Am înțeles, gata, și eu pălării să... Nu, că eu pot spun și un leu aici, ca groapa vorba și e mare, iată, vă arăt nicio problemă, uitați, vă vedeți? Acolo în cap minim vreo 30-40 de leu ușori, așa că dacă tot azi înșepim cu sfințitul, dă să înșepim cu dreptul și pe TikTok și pe... Mămica nu vine. Mămica nu vine pentru care treabă, să fiu doar eu și gata. Câți ani ai? 35 de anișori am, da, mă, sunt lup bătrân. Așa, salutări. Sunteți drag queen? Am, nu, sunt fel, niciun fel de drag queen. Emilian, frumos, sexy, pațan, talcovei de la Negureni. Vadim 20 a trimis TikTok 1, mulțumesc, Irina Cica 1, Ili, mulțumesc pentru trandașiri, pentru ghiri, pentru Doamne ajută, abonează-te la mine, Emilian, please, da, am să mă abonez într-o zi. Unde Dora? Dora nu este, o, ia că a venit și părintele.
Am numai nu știu care de drăjdoiul, care-i paredele și care-i matușca. Când fac copii, ia ca primul copil e tăl, aici ia, în borticica aceasta să-l facem. Mai întâi sfințăm locul, pe urmă ca să meargă ghine. Am zis, vine într-o seară până a turna betonul mișalca și am să-l zdrobim fix acolo și tamana să cresc. Bună ziua, părinte, sărut mâna. Spune salutare, bună prieteni, zi bună prieteni. Salut. Să știți, casa mea și e frumoasă datorită lui acest domn. El e bivșii, spune mami și-i fost. Era de asta cu pahoane, dar am gata, o să cum pahoane și am apucat de construcții și a venit să... El a spus că el trebuie și prezent și el la sfințări, pentru că el depinde de dânsul tot și se înseamnă construcția căsicioarei mei. Când te vedem, Miri, îmi pare foarte rău, dar mi se pare... Da, și? Stai la că trebuie să fac un capic, că trebuie să plătesc, ești scump. Imediat am văzut la unghii la Nova Portă. Da, știu. Iliușa, mulțumesc de trandașire. Dar tu ce faci acolo, băi? Tot loc 70 suntem. Când vii la Paris. Adrian, ia-mă că eu făcut zbuiesc cu Cornel. Distrează oamenii, zile, îți dă-i trandașiri. 3 minute. Fii vesel. De-mi pașii mei, Emiliane, bună ziua, dragii mei telespectatori. Emilian pleacă, că el trebuie să duc. Și vrei să faci, sfințești biserica, și vrei să faci? Nu știu ce să fac, eu n-am intrat pe live niciodată. Să accept vreun battle, da? Și cu cine să mă bat aici? Să zic tăpărici, Doamne ferește. Oare el crede în tot asta? Și voi, de ce el urmăriți, de ce v-ați abonat voi la dânsul, eu nu înțeleg. Că ea să vă spună, vouă, hai tăpăriși. Unde își face casa? Își face casa aici, în Chișinău, sub Chișinău, mai precis. Undeva pe la Rășcanu. Adrian, vrei fotografiile? Care fotografii? Cred că fotografii normale. Eu cred că succes mare în live n-am să am, bani pentru dânsul n-am să fac, chiar dacă am să știi vreo 2 clienți el oricum n-a să idei, că el e jadnă la lui. Noroc vecin, nu știu cine ești, Cristi Mărzancu, nu te cunosc. Hai văcut să te-ai abonat la mine, bine. I-am dat să-mi un leu ușor să vedem, chiar prindeți vreo leu? Un leu, nu un leu bacnot, un leu, tigru de seală. El zice că Adrian, tu nici măcar un trandașir n-ai să găsești. N-ai să prindești, n-ai să găsești. Măi, Mihail Josan, fotografiile, Andrei și Catalina. A, конечно, trimite fotografiile, te rog frumos, vreau să mă văd și eu pe mine, că nu prea am poză pe telefon. Doamne ferește. Să joc cu Jochi, da, eu sunt urmăritorul lui Fidel. Eu sunt fanul lui. Eu nu pot o zi fără Jochi. Eu mă uit la videourile lui în toată ziua. Voi, apropo, îl urmăriți pe Jochi? Vă place de el? De la dânsul aici învăța. E o artă. Deci spune el, asta e ceva frumos. Reciproc. Da. Nu știam de Jochi, nu m-au zis undeva și gândeam că asta e o fruct, legume, ceva, care toți vorbesc de dânsul. Jochi. Până când am aflat cine e Jochi și am spus cu Doamne ferește, Jochi Davis. Eu nu pot fără dânsul, adică eu privesc și eu învăț din tot ce își spune el. El transmite o energie, o aură, nu Johnny, nu.